Andra Moldoveanu vă prezintă jurnalul Agro TV. Bine v-am regăsit, încep știrile. 300 de milioane de euro sunt alocate agriculturii din bugetul PNRR. Suma este, după cum bine știți, mult diminuată față de cele 6,5 miliarde de euro promise de oficiali în urmă cu câteva luni. Ministrul Investițiilor, Cristian Ghina, a declarat recent că nu a existat niciodată o posibilitate reală de includere a proiectului pentru reabilitarea sistemului de irigații prin PNRR, deoarece Comisia Europeană are o viziune diferită asupra alocării fondurilor. Oficialul a subliniat că singurele investiții care se vor face pentru agricultură prin acest amplu program sunt pentru protecția terenurilor agricole împotriva inundațiilor și diverse amenajări agricole. Mai mult, citez, proiectul cu irigațiile nu a existat niciodată ca atare, acolo a fost o diferență de viziune care s-a menținut. Am încheiat citatul. Înainte de toate, România trebuie să pună la punct un sistem național de management al apei, după care poate cere fonduri pentru sistemul de irigații.